Este puțin probabil ca ofensiva Rusiei în regiunea Donbas, din estul Ucrainei, să aibă un succes dramatic mai mare decât ofensivele anterioare, însă forțele Moscovei ar putea obține câștiguri limitate, spun specialiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului din Washington, potrivit BBC. Trupele ruse nu au luat o pauză operațională necesară pentru reconstituirea forțelor și pentru integrarea adecvată a unităților avariate retrase din nord-estul Ucrainei, se menționează într-o evaluare a institutului. Rapoartele frecvente despre moralul rusesc dezastruos de scăzut și provocările logistice continue indică faptul că puterea efectivă de luptă a unităților ruse din estul Ucrainei este o fracțiune din puterea lor de pe hârtie, mai notează sursa citată. Potrivit specialiștilor, trupele retrase din jurul Kievului și care s-au întors să lupte în Donbas au fost, în cel mai bun caz, completate cu soldați din alte unități avariate. Totodată, Institutul pentru Studiul Războiului argumentează că este puțin probabil ca armata rusă să-și fi rezolvat problemele principale cu care se confruntă: coordonare slabă, incapacitatea de a conduce operațiuni între țări și moralul scăzut. Forțele ruse ar putea slăbi pozițiile ucrainene în estul Ucrainei prin concentrarea puternică și prin sporirea numărului de atacuri, dar probabil acest lucru se va întâmpla cu un cost ridicat, astfel că un succes dramatic ofensiv rusesc rămâne foarte puțin probabil, se mai arată în evaluarea celor de la ISW. Editor 1.